Bun găsit, despre alimentație vorbim de la această oră. Suntem în post, foarte mulți dintre românii vor să respecte acest lucru, vor să mănânce de post. Și aici încep să apară problemele, pentru că nu numai la alimentele de post, la toate prețurile au explodat. Dacă vrei să mergi, de exemplu, în piață să cumperi legume, chiar și dacă sunt din solar, chiar și dacă sunt aduse din alte țări, prețurile sunt foarte mari. Rata anuală a inflației a urcat la 4,7%, în condițiile în care în aceeași perioadă anului trecut era zero. Cu alte cuvinte, avem cele mai mari scumpiri din ultimii ani. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat fix acolo unde e mai complicat în aceste momente, în post, la fructele proaspete, la legume și conserve de legume. Asta înseamnă că se va reduce și consumul, motorul creșterii economice de până acum din România. Românii trebuie să suporte cele mai mari scumpiri din ultimii 5 ani. Coșul de cumpărături devine mai ușor pe zi ce trece, în condițiile în care oamenii sunt obligați să facă economii. Cele mai scumpe sunt fructele meridionale și legumele. Prețul portocalelor sau a mandarinelor a crescut cu aproape 6%. Discutăm despre legume, fiindcă în perioada octombrie-aprilie se importă aproape toate legumele pentru România, noi nefiind în stare încă să ne revigorăm sistemele de sere și solarii. Se vorbește despre creșterea prețului la citrice. Procentul de creștere, din punctul meu de vedere, este nejustificat. Inflația a ajuns luna trecută la cel mai mare nivel din iunie 2013 și schimbările se văd la raft. Proste! S-au mărit nejustificat. Ne văd două săptămâni. Au crescut foarte mult. Am observat niște creșteri de prețuri, mai ales la produsele bio. Creșterile sunt simțitoare față de anul trecut, de e un decalaj destul de mare. Oamenii spun că nu au decât o singură soluție, să consume mai puțin. Am redus, unde luam un kilogram, acum iau ceva mai puțin, kiwi iau mai puțin, fructe de asemenea, în așa fel încât balanța să iasă cât de cât pe plus. Hey, și atunci când vine vorba de post, lucrurile, așa cum spuneam ceva mai devreme, se complică, pentru că da, și varietatea de produse este una limitată în magazinele din România. Și mai mult de atât, foarte multe dintre aceste produse sunt cu semnul întrebării, calitativ cel puțin. În foarte multe dintre ele întâlnim tot felul de substanțe bizare și de aceste studii, de aceste concluzii se ocupă cei de la Asociația pentru Protecția Consumatorului, un ONG care se ocupă cu astfel de verificări și care, din păcate, și-a creat și foarte mulți dușmani din această cauză. Alături de mine, președintele acestui ONG, Costel Stanciu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Stanciu. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Noi am descoperit foarte multe studii făcută de dumneavoastră, cel mai recent de sezon, dacă e să ne raportăm la produsele din această perioadă care sunt consumate, margarină. Foarte mulți români consumă margarină pentru că, nu-i așa, trebuie să mănânci ceva cât de cât sățios dimineață, să înlocuiești untul, să înlocuiești uleiul atunci când poate vrei să faci o prăjitură. Nu-i așa? Margarina e folosită pentru un astfel de aluat de prăjitură. Ce ați descoperit dumneavoastră în cazul margarinei? În margarină, probleme deosebite sunt ridicate, să spunem așa, de către grăsimile saturate. Procentul mare în grăsimi saturate nu face altceva decât să ducă la apariția unor boli cardiovasculare și la depunerea unor plăci de grăsime pe artere și de aici la problemele ce... Colesterol, da, și așa colesterol, mai departe. Da. O veste bună. Românii față de alți ani au început să consume mai puțină margarină. Se vede la raft acest lucru. Noi monitorizăm anual produsele care se găsesc la raft, care se comercializează. Și față de anii trecuți constatăm mai puțină margarină la raft. Asta... poate și datorită studiilor pe care le face Asociația Pro Consumatori, datorită dumneavoastră că mediatizați aceste studii. Deci, într-un fel, suntem pe drumul cel bun. Dar până a elimina acest produs de la raft,
mai e mult. Acest produs, nu știu, în anumite condiții, dacă are mai puține euri, dacă putem să spunem așa, poate să fie totuși consumat? Ce spun specialiștii? Nici de cum. Margarina nu este un produs care să fie consumat de către români. Nu trebuie să facă parte din alimentația noastră. Este folosit cu precădere de către persoanele în vârstă. Uh-huh. Ele postesc, ele țin postul față de noi, cei mai tineri. Da, acum procentul celor care postesc e destul de mare. Și... Dar având în vedere accesibilitatea acestui produs din punct de vedere al prețului, cu precădere este folosit de către pensionari. Așa. Dar și ei au început să se orienteze către produse mai curate. Unii pensionari își gătesc, își cumpără legume și își pregătesc mâncăruri de post. Deci ne îndreptăm spre o direcție bună, să spunem. De când faceți dumneavoastră aceste studii? În ultimii 4 ani, uh-huh, cu precădere, am făcut cam 20 de studii pe an. Deci... Și, într-adevăr, pe site-ul dumneavoastră sunt foarte multe studii, concluzii ale specialiștilor, sunt foarte bine documentate, dar ați observat și la alte produse, de exemplu la margarină, și chiar e interesant ce spuneți, că margarina se consumă în cantități mai mici, tocmai pentru că multă lume a spus că nu e sănătoasă. Ați observat și la alte produse care sunt considerate nesănătoase o modificare din acest punct de vedere? Da, la acest pate vegetal, el apare cu denumirea de preparat tartinabil, preparat vegetal tartinabil. Am constatat la raft o diminuare a numărului de sortimente față de anii trecuți. Există și alternativă la acest produs, adică alți producători au venit cu produse curate, cum ar fi o tocană de legume, care la un preț care se apropie din punct de vedere al prețului de prețul acestui produs. Din păcate, pateul vegetal nu are nimic sănătos în compoziția lui. Dacă e să-l evaluăm după ordinea ingredientelor care se află pe lista acestuia, la toate produsele din această gamă, primul ingredient este apa, urmat de ulei vegetal, urmat de un extract de proteină de soia, iar legumele apar în cantități infime, sub formă de urmă, la coada listei. Păi și atunci pasta aceea care e tartinabilă, ce e, practic? Deci un amestec de apă, grăsimi, extracte, aditive alimentare. Păi natural nu prea găsim, nu prea găsim nimic natural. Deci este un produs, să spunem așa, artificial, da? Asta e pateul acela vegetal pe care îl găsim da, în magazin? Da, pateul acela vegetal. Natural. Poate să fie apa, uleiul da. Vegetal, dar cele două ingrediente. Dar fiind vorba despre un produs vegetal, primele ingrediente ar trebui să fie constituite din una sau mai multe legume, nici de cum din apă și ulei vegetal. Și cu toate acestea, prețurile acestui produs pleacă de undeva de la 2 lei. Uh-huh. Adică foarte mult pentru, având în vedere compoziția acestuia. Deci găsim caragenan, găsim glutamatul monosodic, agenți de îngroșare și potențiatori de gust și aromă. De fapt, gustul și aroma este dat de acest monoglutamat de sodiu. În niciun caz de legume. Nu, în niciun caz de legume, fiindcă acele legume se găsesc sub formă de urme, iar despre monoglutamatul de sodiu se cunosc foarte multe lucruri, adică el este cunoscut și sub denumirea de gustul care ucide, deci are efect neurotoxic, cancerigen și, din păcate, îl regăsim în multe produse alimentare. Îl regăsim în produsele alimentare în care ingredientele de origine naturală nu sunt în capul listei și se află la coada listei. Uh-huh. Deci le recomand celor care se uită la noi să fie atenți la lista de ingrediente și să evalueze un produs alimentar în funcție de primele 3 ingrediente. Și, bineînțeles, corelat cu denumirea produsului. Uh-huh. Adică, atunci dacă... când se cheamă pateu, dar da. Preponderentă e apa și pe lângă apă mai avem ulei și alte substanțe bizare, atunci nu prea vorbim de pateu. Așa este. Deci, trebuie să se plece de la denumirea produsului, uh-huh, iar ingredientele sau ingredientul care apare în denumirea produsului trebuie să ocupe primul loc pe lista de ingrediente. Și atunci putem vorbi de un produs curat, un produs sănătos. Dintre studii
studiile pe care le-ați făcut, care vi s-a părut cel mai riscant produs pe care nu l-ați recomanda? Hai să zicem, dumneavoastră, familia dumneavoastră nu-l mai cumpără în urma celor verificări pe care le-ați făcut. În această perioadă se consumă și măsline. Dacă ne uităm cu atenție în acele vitrine frigorifice în care se află aceste produse, observăm că predomină cele de culoare neagră. Da. Numai că acea culoare este obținută artificial prin folosirea a doi aditivi alimentari, gluconatul feros și lactatul feros. Deci, pe înțelesul celor care ne privesc, sunt măsline vopsite. Adică măsline recoltate la începutul perioadei de mai mult verzi, deci culese atunci când încă nu sunt coapte. Da. Da? Și care sunt înnegrite, da, cu aceste aditive alimentare. Deci nu sunt măslinele naturale de această culoare? Nu, măslinele naturale, culese la maturitatea deplină a fructului, sunt cele care sunt stafidite. Deci au această formă, culoare specifică unui produs stafidit. Celelalte care sunt mari, frumoase, netede, care au o culoare uniformă, fructele nu pot avea o culoare uniformă. Toate fructele dintr-un copac nu pot să aibă o culoare uniformă. Deci ar trebui deci să, ne dea de gândit acest lucru. Nu sunt sănătoase, fiindcă gluconatul feros nu face altceva decât să distrugă mucoasa gastrică. Și în timp, pentru cei care consumă frecvent acest produs, pot să apară probleme, pot să apară afecțiuni grave, cum ar fi și cancerul gastric. Doamne ferește! Pe de altă parte, dumneavoastră vorbeați despre măslinele negre, care într-adevăr arată foarte bine, sunt frumoase, sunt folosite de ani de zile, da? Românii le cumpără și în timpul postului și în afara postului. Sunt cele mai cumpărate. Sunt cele mai cumpărate, adevărat. Dar există în foarte multe magazine această opțiune de a alege măslinele vrac și există măsline verzi, măslinele maronii și acelea sunt vopsite, să înțeleg? Nu, acelea sunt mai curate, dar trebuie să avem în vedere încă un aspect. Toate măslinele care se comercializează în România, da, cu mici excepții, sunt, să spunem așa, păstrate, conservate în cutii. În cutii din tablă, de 5, 10, 15, 20 de kilograme. Iar în acea cutie, în cele mai multe situații, nu se găsește numai o soluție de apă cu sare, se mai găsește și conservanțe alimentare, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu. În cele care se comercializează la borcan, găsim și glutamat monosodic. Ați mai pomenit dumneavoastră de... Deci există și combinații din astea de măsline asezonate cu tot felul de legume, da? Sunt de evitat? Dumneavoastră ați cumpăra pentru acasă așa ceva? Deci eu când consum acest produs, le caut pe cele care sunt stafidite. Din păcate nu le găsesc oriunde, adică trebuie să petrec ceva timp până când găsesc niște măsline curate. Dar comercianții au și această obligație de, în dreptul fiecărui sortiment de măsline, să pună o etichetă care, pe lângă prețul per kilogram, să conțină și informații despre produs. Adică, în acea măslină se mai regăsesc și anumiți aditivi alimentari, cum ar fi gluconatul feros. Și sunt specificate aceste lucruri? Din păcate, nu în toate supermarketurile, hipermarketurile am constatat acest lucru. Am constatat numai eticheta pe suprafața căreia apare prețul și sortimentul respectiv. Dar oamenii... Nu și aditive alimentare care au fost folosite pentru conservarea acestui produs. Oamenii care, cu care ați vorbit de-a lungul timpului, de când ați început să faceți aceste studii, au observat vreo modificare? Lucrurile s-au mai schimbat cât de cât din momentul în care au început să spună și specialiștii și cei care fac aceste studii? La măsline, din păcate, n-am observat, să spunem așa, o schimbare de... din punct de vedere cantitativ a sortimentelor care se află la comercializare. Ce le-ați recomandat celor care merg la cumpărături în aceste zile? Ne-ați dat un indiciu interesant. Primele trei ingrediente pe care le găsim pe etichetă să aibă legătură cu produsul în sine. Adică, domnule, dacă e pateu vegetal, să nu fie... Primele trei
ingrediente să fie constituite din legume și nici de cum din apă, ulei vegetal, amidon, agent de îngroșare. Da? Și tocmai pentru că s-au făcut foarte multe legături și cu uleiul și cu dumneavoastră ați făcut și studii în acest sens, cum stăm la acest capitol? Uleiul este vegetal. Foarte rafinat, din păcate. Foarte puțin consumatori au posibilitatea să cumpere un ulei care se obține prin extracție la rece, adică fără folosirea unor metode chimice de extracție. Se și vede atunci când îl folosim la prăjit că degaje foarte repede un anumit miros de ars. Și atunci când vine vorba de prăjit, domnul Străescu ne spune: stop, nu mai mâncați așa ceva. Ni s-a alăturat Virgiliu Străescu. El este surpriza pe care v-am pregătit-o. Vă mulțumesc, da, domnule Străescu. Se întâmplă, toate produsele care sunt prăjite, care sunt arse, sunt foarte, foarte periculoase. Ba, din contra, sunt procancerigene. Pe de o parte, cum foarte bine s-a spus, prin rafinarea se ridică temperatura până la 100 și ceva de grade. E pe la 100 de grade unde e viață, unde mai este structură, unde mai este sănătate. De aceea însă și uleiul din sticle. Dar nu e sănătos. Cel care este presat de la rece are 90 de grade prin presare. Deci cel mai bun ulei este uleiul natural. Puneți un pumn de semințe de floarea soarelui în salată și cel mai bun ulei posibil. Domnule Stroiescu, aici părerile sunt multe, inclusiv în rândul nutriționiștilor. Sunt voci care susțin că grăsimea de porc, de exemplu, untura de porc, ar fi de preferat în locul unui ulei foarte rafinat, dacă este o mâncare care să necesite prăjire. Știți cum e asta? Decât să ai un copil rău, mai bine ai un câine bun. Adică uleiul de origine animală este saturat. Ăsta se depune pe artere ca untul pe pâine, pe când cel vegetal nu se, din contra, curăță acel lucru. Dar dacă e foarte rafinat, dacă e de 3 ori intoxicat, e mai rău. Însă, în orice caz, cel mai bun ulei este uleiul care e de origine vegetală. Uitați, de exemplu, uleiul încins. Are peroxis, hidroperoxis, aldehide, ceton, acroleină, amină heterociclice și mono- și polimeri ciclici. Ăștia toți sunt cancerigeni. Toți. Și atunci, dacă mănânci ulei încins, și gândiți-vă, pe de o parte îl scoate din semânță. A doua parte rafinează odată. A doua rafinează a doua ori să fie frumos, așa galben, ca lămâia. După aceea, dacă tu îl prăjești în coate de 4 ori încins, poate fi ceva sănătos în el. Și atunci, de ce? Fiindcă sunt cancere, deci sunt nenorocire. Adică, haideți să ne obișnim să gândim. Rostul acestor discuții, și vă felicit că le faceți, e să înceapă lumea să gândească. Cumpăr uleiul ăsta, ăsta e sănătos, îmi face bine, e bun, 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 dar îmi face bine. Și atunci, haide-mă să mănânc un pumn de semințe de floarea soarelui, nu? Și lucrurile se schimbă bine. Însă, da, ne spunea așa, domnul Stanciu ceva mai așa, devreme, da? Că de când face dumnealui studii, a observat că, de exemplu, margarina nu se mai cumpără în cantități atât de mari. Felicitări! Să mai dispară. Felicitări! Bravo! Bravo, televiziune! Se întâmplă, margarina nu e decât un ulei hidrogenat, care nu există în natură. Și atunci organismul, când îl vede, să scape de el, pune partere, să scape, că nu vrea, n-are nevoie de el. Dar e bun la foile de prăjitură, ce ne facem? Păi stați puțin, o fi bun la tehnica, dar ca sănătate nu este bun. E dovedit că margarina asta este cea mai păcătoasă grăsime care ne norocește. Și așa copiii și bătrânii să nu mai atingă margarina, indiferent ce bagă înăuntru, e hidrogenată, nu e naturală. Ne-a pus Dumnezeu grăsimi. Uite, să cumpărăm ăsta, un avocado. E nemaipomenit. Și aproximativ stă cât o cutie de margarină. Problema este, domnule Stroiescu, și costă 3 lei. Costă 3 lei. Costă 3 lei. 3 lei e mult. 2-3 lei avocado. Pentru cineva care are o pensie de 500 lei. Nu vrei să fii sănătos? Toată lumea își dorește. Dai 2-3 lei, pui niște usturoi înăuntru și ai un ulei formidabil de bun. Foarte sănătos. Avem nevoie de ulei, avem nevoie, dar cele mai bune ulei sunt toate leguminoasele, au ulei, fasolica, mazărea, au ulei. Păi da, dar fasolica, dacă o gătim în post, că noi despre post vorbeam ceva mai devreme, tot trebuie să tragem ingredientele la tigaie, cum se spune, un pic de ulei acolo, nu? Ce facem în cazul ăsta? Dar poți să termini mâncarea și pui uleiul deasupra, să nu-l prăjești.
De ce e nevoie să fie pentru prăjit? Pentru acea fasolică, mâncărică, păi exact, aceea când bună, gata, au zis că e gata, că dacă îl fierbi, nici nu simți că ai ulei. Dar după ce o fierbi bine, când pui uleiul deasupra, este o garnitură formidabil de bună și gustoasă. Și-l și vezi. Adică aici e primul, să gândim. Că de aceea trebuie să dăm capul, nu dăm cu minge, cu capul minge doar. Să începem să gândim. Ce există totuși un ulei pe care l-ați recomandat cel mai bun de măsline. Dar e și cel mai falsificat. Uh-huh. Păi și cum ne dăm seama dacă e falsificat? Aici dai cu banul, de unde să dai seama? Însă, cu cât este mai neclar, cu atât e mai sănătos. Cu cât e mai ne transparent. Ne putem da seama în situația în care am consumat un ulei exact. Original, da? Când dacă nu avem o experiență de consum pe alimentul respectiv, nu avem. Dar, deci ar trebui să fie tulbure? Dar în general, uleiul de măsline este foarte sănătos în sine, care o singură dublă legătură și cu cât e mai scump, totuși e mai bun. Dar să citim de acolo cam ce-i cu el, că vedeți. Și sunt niște cifre. Ne uităm la el și foarte deci bine. Deci ne facem dacă pe etichetă nu sunt trecute toate? Noi există. Noi pe uleiul să trebuie să fie trecute. Domnul Stanciu poate vă contrazice. La uleiul sunt. Mai sunt probleme și de genul acesta. Da. Să nu uităm că în România nu prea se fac analize de laborator. Exact. Cunoscând acest lucru, producătorii îndrăznesc nu treacă anumite ingrediente, să nu treacă anumite substanțe pe eticheta respectivă. Bun, deci spuneați că uleiul de măsline ar fi o variantă, să încercăm totuși să cheltuim puțin mai mult pe acest ulei de măsline, să fim atenți la culoarea lui, nu? Dacă e tulbure, și încă ceva, e bun, dacă este ziceți? La prima mână, uh-huh. la cel presat la rece, nu trebuie să stea prea mult că râncezește. Uh-huh. Și ăla e uleios, dar are un gust nemaipomenit. Dacă mănânci făcut la prima mână, și imediat are gust de halva. Uh-huh. Adică e foarte sănătos că poți să găsești... Și prețul ar fi un indicator care ar spune despre calitatea acestui produs. Adică asta la 40 de lei pe litru. Da, în cazul uleiului de măsline. Uh-huh. Da. Un 40 de lei pe litru este prețul care corespunde unui ulei bunișor. Bun, între timp însă, și aici tot din rândul nutriționiștilor a apărut și informația asta, au apărut date cum că uleiul de rapiță, uleiul de cocos, uleiul de palmier ar fi de preferat dacă totuși trebuie să sotăm niște aici legume. Aici altă manipulare. Uleiul de palmier și uleiul acesta... Rapiță? Nu rapiță, rapiță e bun. E bun. Cel la palmier și mai este încă unul. Cocos. Cocosul, ăștia sunt uleiuri saturate. S-a făcut o experiență pe maimuțe. Maimuțele care nu consumă carne, dacă consumă acest ulei, nu le face rău. În secunda în care a găsit colesterolul, s-au sclerozat la maxim. Adică îs saturate astea. Deci sunt foarte bune, țin la prăjeală. Păi da, noi spunem că nu trebuie să prăjim. Și atunci să mai țin la prăjeală. Și încă ceva, uleiile trebuie să fie cam 10-15% din calorii. Adică dacă avem 2000 de calorii, să fie 100. Și dacă e 9%, 10% grame, o lingură, două. Și uite, o să vă dau și dumneavoastră cadou regimul lui Putin. Și el spune că zilnic bea o lingură sau două de ulei. Atât, nici altceva. Ce fel de ulei? Poftiți? Ce fel de ulei? De măsline? De măsline. Da. Deci e suficient o lingură. Ce facem cu uleiul? Dar nu e mult decât o lingură. Dar uleiul de rapiță e bun? E mai bunișor față de... Adică e de preferat față de cel de floarea soarelui? Nu, noi trebuie să evităm încingerea acestor grăsimi vegetale. Da, aici asta e problema. Românii le încing, fără... Deci nu pun măcar nici apă, nu le amestecă cu apă. Dă o leacă de gust mai bun, dar e prăjala aia. Tot ce e prăjit e gustos, ai nenorocit. Iar temperatura aia pe care o recomandă cu producătorul, adică 180 de grade Celsius, se depășește în momentul în care se... De cele mai multe. Păi mirosul ăla care este la ulei, vezi? Mirosul acela de asta. Scârții așa, la nu-i sănătate. Ceapa. Nenorocire. Deci dacă vrei să mănânci apă, întâi o fierbi bine și când e gata, aranjată, fiartă, puțin ulei deasupra și gata. Păi stai așa puțin, legumele sotate, care să nu fie arse, prăjite, să fie doar sotate, doar puțin trase la tigaie, cum se spune. Da. Acelea cu un ulei de măsline sau cu un ulei de rapiță, spuneți, că și asta e ok. Sunt un pic mai sănătoase pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, foarte multă lume care ține post vrea să aibă totuși o mâncare sățioasă, pentru că dacă mâncăm doar salate, așa cum ar fi de preferat, așa, nu putem să ne săturăm. Auziți puțin. A făcut Dumnezeu nucile. Cu părere de rău, în România nu se mănâncă nuci. Sunt scumpe, poate de asta. Or fi scumpe. Da, omul deștept,
când e toamna, ia un sac de nuci. S-a observat că cine consumă nuci nu face Alzheimer sau se oprește. Un sac de nuci, un sac de fasole, da. Exact, pui că dacă e iarnă, nu-i normal și până și furnica e mai deșteaptă ca noi, nu? Deci, domne, vine iarna, ce mănânc? Nuci! Și dacă mâncăm 10 nuci, nu mai facem, nu se face infarct de miocard. Pentru că uleiul de nucă unge arterele. De asemenea, e dovedit că nucile opresc Alzheimer-ul. Și au grăsimea cea mai bună. Când eram noi copii, era ulei de nucă. Și dădeam cu ulei de nucă pe cap și parcă ne lingea vaca, știi? Dar au miros foarte bun de nucă, este foarte sănătos. Și atunci, obligatoriu, orice om inteligent mănâncă în fiecare zi 5-10 nuci. Indiferent cât costă, că mai nu avem puțin și ieșim din zăpada asta. E nevoie pentru că are uleiul cel mai sănătos, cel mai bun. Cu toate care știva să toată, e foarte sănătos. Bun, așa ce ne facem? Da. Că, așa cum ați pomenit și dumneavoastră, da, din cauza anotimpurilor care sunt date peste cap, foarte multe dintre culturi au fost distruse. Asta spun agricultorii. Și atunci aducem foarte multe fructe și legume din import. Aici, dacă facem studii, ne punem mâinile în cap, dar... Hai să o luăm încet. Da. Hai să o luăm încet. Astea sunt niște manipulări masive și o să vedem mai târziu de asta. De ce cauză? Pentru că coaja fructelor, a legumelor, e atât de groasă și rezistentă, încât nu există un fruct și o legumă să aibă microbe în ea. Auziți puțin, nu există, pentru că înăuntru aveau antibiotici și sunt sterile. Orice chimical, cât de păcătos este, nu intră înăuntru și pe coaja. Iar dacă intră, sunt foarte mic. În afară, dacă intră, spunem că intră. Au peste 50.000 de reacții într-o secundă. 50.000 de reacții într-o secundă. Acolo e uzină și imediat curăță tot. Dacă nu ar muri plantele, nu avem spitale de plante. Deci plantele sunt sănătoase, indiferent că sunt crescute în leprubetă, că unde o sunt, din ce cauză? Că nu le face omul. Le face Dumnezeu natura. Și ne facem totuși cu roșiile blandeze. Nu contează. Ele sunt... Și acum, faptul că nu e așa de bună cum e cu grăsime, mănânci două, trei, dar au tot ce trebuie înăuntru. Uite, dacă luăm banalul ăla, spanac, zici că ei spanac, știți câte substanțe are în el? Și care și nitriți, ce ne facem? Poftiți, dar încă ceva, nitriți în cantitate mică, nu în cantitate ca să ne omoare. Și dacă avem în noi, nu avem în toate salamule nitriți. Și cu toate astea, oamenii trăiesc. Nu mai păi puteți zic că se pune. Uh-huh. Însă uitați, vă dau un exemplu. Hai să luăm betul spanac. Are apă, grăsimi, calorii, hidrocarburi, proteine, fibre. Are calciu, sodiu, fier, zinc, magneziu, cupru. Are toate vitaminele, acizi grași, are 18 aminoacizi. Cine le-a pus pe toate astea? Spanacul ăsta, iurea. Au tot ce trebuie înăuntru. Și s-a făcut un studiu formidabil și spune că dacă un om, ascultați aici că asta e extraordinar, dacă un om ar mânca câteva zile numai roșii, fasole albă, brocoli, ovăz, sparanghel, dovleac, orez, nedecorticat, cartof, grâu și porumb, au toți aminoacizii neesențiali. Deci, o secundă, suntem înzestrați cu tot ce trebuie. Dar le gătim frumușel, adică au în ele tot ce trebuie. Aminoacizii neesențiali, esențial nu poate să-i facă organismul. Și fac numai plantele. Și ele au tot ce trebuie. Nici problemă. Hai să ne obișnuim cu ei, nu ne obișnuit. Pentru că, cu părere de rău, 80% din populația noastră mănânc cantități mari de produse animale. Vă 20, 10, 15, cât să vezi tu în 5, 10%, nu? Atât. Și atunci, dacă 60% din populația României fac boli cardiovasculare la care mor, deci 60% din mortate de boli cardiovasculare, însemnează că vegetarienii au 80-90% șanse să nu facă boli cardiovasculare. Pentru că sunt foarte puțini și dacă faci în medie, e bine, dacă mâncăm hrană sănătoasă, nu murim, nu mai face bun cardiovasculare. Ideea este că în fiecare an au loc 150.000 de decese, 150.000 de români mor, da? Exact. Dintre aceștia, jumătate mor de cancer. Da, și 150.000 numai de boli cardiovasculare, 100.000 de cancer mor. Cardiovascul, 100.000 de cancer și 150.000. Adică faci socoteală, dacă mor numai de boli cardiovasculare 150.000 pe an, înmulțiți cu 2 metri cât are un sicriu
Și avem 300 de kilometri de sicrie în fiecare an din cauza că nu știm să mâncăm. 300 de domnule Stoescu, totul ține numai de alimentație, pentru 80%, că poate și genetic, auziți, un fond genetic. Nu, 80% din cancere pot fi preîntâmpinate prin alimentație, a doua, mișcare, 3, să nu fie stres. Mai greu. Păi de ce? Stresul stă în noi. Știți ce înseamnă stres? Stresul nu înseamnă ce fac alții. Cum vedem noi ce întâmplă. Sunt doi șoferi. Unul glumește și tot timpul fluiere și cântă și ăla dă cu pumnul și urlă la același traseu. Deci depinde noi cum facem. Somnul. Deci somnul e foarte important. De asemenea stresul și mișcarea și alimentația. Ăsta sunt cei 4 factori în care putem reduce mortalitatea cu 70-80%. Numai cu astea 4 factori. Aici e problema. Asta arată și studiile că dacă educație. Deci o doamnă americană, E.G. White, de la care s-a luat Lenin, spunea: educați. Și asta facem noi la televiziune. Să învățăm pe oameni. Noi suntem total dezinformați. Suntem o planetă a minciunii. Numai se mint, dar știți cum? Politicienii știu că mint. Știu în campanie. Ei știu că nu fac niciun sfert. Dar cu atâta hotărâre încât bieți oameni naive. Hai că ăsta e băiat bun. Hai să-l cred. Păi și dacă acel politician mai oferă și un pui congelat, și o căldare, de făină, da, și păi una, da, de noi. Și încă ceva. Da, suntem tot timpul la hrană. Nu? Ni se recomandă, de exemplu, bezi cafea că face bine. Asta e o treabă. Despre cafea vom vorbi după publicitate, exact. Pentru că aici lucrurile sunt mai complicate. Vă rog, v-ați vreau să vorbim și despre pește astăzi. Neapărat. Foarte bine, chiar voiam să da. Se spune popular. Hai, poftiți, cu pește. Chiar acum porniți, e foarte interesant. Am înțeles că e pauză de publicitate. Luăm o scurtă pauză în câteva momente și vorbim și despre cafea, dar avem timp să vorbim puțin despre pește. Dumneavoastră ați făcut studii la conservele de pește. Ce v-a ieșit? Conservele de macrou, un sos tomat. Puțin pește se află în conserva respectivă. În foarte multe situații găsim și aici monoglutamatul de sodiu. Asta arată că acea carne de pește nu este de calitate. Întotdeauna când într-un produs din carne preparat la nivel industrial găsim monoglutamat de sodiu, asta ne spune foarte mult despre calitatea cărnii respective. Și ca să o dreagă, îl pune pe ăsta? Da, să fie mai bun. Să potențeze gustul și aroma în mod artificial. Da. Conservele de asta se mănâncă și icre. Uh-huh. Am găsit icre vopsite. Pe eticheta lor scrie icre germane. Atenție, ele provin din Islanda. Sunt colorate artificial cu galben-auriu. Deci, un produs alimentar vopsit. Galben-auriu și roșu poncio 4R. Doi coloranți artificiali, neurotoxici, cancerigeni. De asemenea, la peștele congelat, multă apă. Iată, avem acum imagini de pe site-ul dumneavoastră. Cum descoperim produsele cât de cât mai bune, peștele congelat? Deci, peștele congelat. Există pește congelat cu multă apă în el. Adică apa ajunge până la 40% apă în produsele, în peștele congelat. Poate ne întrebăm de ce. Pentru a da volum acelui ambalaj. Să tragă la cântare. Da. Să-i creeze impresia consumatorului că în acel ambalaj transparent se află o cantitate mare de pește. Exact. Dar având în vedere că dintr-un kilogram de produs congelat 40% este apa, rămâne 600 de grame. Deci în momentul în care se va decongela, acea bucată care are 30 de centimetri va avea 15 centimetri. Totul gândit, totul matematic. Totul gândit, adică se lucrează pe volume. Exact. Consumatorul este indus în eroare cu ajutorul volumelor. Și încă ceva. Cum e Dunărea? Mai albastră? Câte mizerie are în ea? E peștele, cum să fie sănătos? Apoi, toate dejectele din oraș se aruncă în mare. Ei, acolo sunt pești care au ce să hrănească. Și atunci nu mai mâncăm pește deloc. Și au dispărut, din păcate, acele pescării. Exact. Nu știu dacă mai sunt 3-4 în București. Au zis, putem mânca orice, dar gândim din nou. Tot pește e din Dunăre. Să mâncăm Dunăre. pești mici. De cum carne provenită de la pești mari. Toți peștii care sunt în Dunăre nu pot fi sănătoși dacă Dunărea e maro.
Să vă mai întreb un lucru înainte de publicitate. E o dispută și legată de somon. Somonul de captură versus somonul de crescătorie. Că acela de crescătorie este nesănătos, e adevărat? Da. Dar cum să... Cel care e sănătos... E sănătos. Deci cel de captură, una e somonul sălbatic, una e somonul sălbatic. Acum, în crescătorie, ce se pun? Euri. Ce se pun? Hrană noastră. Hormon de creștere, dar tot... Praf de oase, praf de sânge, nu? Ei n-au loc. Tot, tot felul de substanțe ca acel pește să ia în greutate într-o perioadă de scurt... Exact. Și apoi se lovește unul cu altul. De, nu mai stă să zboare, să meargă. El se lovește unul de altul acolo. Și ne făcând mișcare, se îngrașă. Și de bagă și treburile respective. Și acum să vă spun o treabă. A venit cineva la mine, vă dau cuvânt de onoare, și a adus o sardină. Și când am deschis-o, am găsit acolo o tenie. Am văzut-o cu ochii mei. O tenie mare, cu cap, cu col. Și era acum, fiind fiartă, era tare, frumușel, așa. Deci, somon, toate vierme ăștia sunt în interiorul lor și sunt dovedite treaba respectivă. Și că ceva se evita conservele de pește care provin din Pacific, din țări precum Thailanda, Filipine. De să ce? Ne aducem aminte că în urmă cu 7 ani a avut loc acel accident la Fukushima, da? Și atunci zona aceea a Pacificului a fost poluată cu cesiu-137, da, a fost contaminată. Și, din păcate, aproape jumătate din conservele de pește provin din Thailanda și Filipinii. Și atunci, da? Și atunci la cutie de iradiem cu pește de iradiat. Există vreun tip de conservă cât de cât sănătoasă? Acele sardine mici, peștișorii aceia mici sunt cât de cât sănătoși? Am observat că în conservele, în astfel de conserve, deci sardinele la cutie, nu există aditive alimentare. Aha. Deci sardinele ar fi ok, spuneți. Da. Dar acolo au găsit viermești. Acolo ați găsit. Mai sunt și accidente. Stați o secundă. Adică acum a apărut, că n-a apărut doar într-un singur, să l-am găsit eu. Adică cantitatea de ouă, de viermi din ăștia, este, și pește mănâncă orice. Bun, revenim după publicitate. Vorbim despre cafea. Ne-a adus domnul Stroescu rezultatele unui studiu foarte recent. Vedem despre ce este vorba în câteva momente. Mir și Ion Cristoiu. Controverse cu Andrei Bădin. Duminică seară, ora 21. Cafea că e sănătoasă, asta ni se spune destul de des. Nu depășiți însă o cafea pe zi, o cafea dimineață, e în regulă. Recunosc și mie îmi place foarte mult cafea și am avut o surpriză neplăcută. Mi-a spus domnul Stroescu de faptul că, de fapt, aceste studii care au fost făcute și care arată că ar fi benefic acest aliment, de fapt sunt niște manipulări. Dumneavoastră așa susțineți. Pe ce vă bazați această părere? Ce se întâmplă? Este nevoie ca cineva care produce ceva să-și vândă marfa? Da. Atunci de ce o face? Deci orice negustor trebuie să... Și care e sufletul comerțului? Reclamă. Așa. Că e adevărată, că nu e adevărată. Dacă se consumă 10 kg de cafea per cetățean american, face socoteala, iar cei din Norgici, până la 17 kg de cafea, face socoteala câte cafea se vinde. Și atunci trebuie să spui că e bună. Și cu ultimul timp, după cum numim noi, 1970, o societate a diabetului a investit în Harvard ca să facă o lucrare că nu zahărul face diabet, ci uleiul. Și s-a răspândit în lumea întreagă ideea. Și acum ideea este, până când în anul 2000 a pus să juri. Și au spus, da, am primit bani și am făcut Harvard-ul. Am făcut această lucrare. E acum în 2015-16, așa, s-au gândit așa, dacă cineva spune că cafea o face rău, ne-am nenorocit. Hai să facem noi o lucrare, pe zeci de mii de oameni, pe zeci de mii de ani, în care să spunem, cafea nu numai că e bună, e foarte bună. Și vai de cei care nu beau cafea. Așa. Și au făcut o asemenea lucrare, în care au băgat atâta neadevărului pe care discutăm câteva dintre ele. Și uitați ce scrie aici în 19 februarie 2018. În ce an ăsta? 28. Spuneți aici că sunt, auziți puțin, sunt minim 15 efecte formidabile
Ia te spun exact aici, 14 efecte formidabile la cafeine. Toate sunt adevărul. Și acum să vedeți ceva interesant. Cafeina iese în cantitate mare din plantă când ea este stresată. E o travă care omoară insectele. Și în momentul în care ea atrage cu mirosul insectele, asta vine și le omoară pe toate. De asemenea, cafeaua nu prea are burieni, pentru că are în păstaia niște substanțe care omoară tot în jurul ei. Deci o substanță toxică. În momentul în care noi luăm cafeina, asta e o acțiune toxică în care face organismul să se apere, ca prostul. Și atunci, e nervos, caută să facă, să îi se pare că toți sunt contra lui, toți se pare că nu are locul respectiv și e ca și când îi pui capsa. În tramvaie și în mașină, dimineața lumea se ia, ce cauză? Că a băut cafea. Irită. E ca și când dai două, când un om e leșin, dai două perechi de palme și îl trezești. Cam asta face cafeina. Ea nu dă energie, ea nu dă energie. Ea scoate energia pentru că crește acetilcolina și crește adrenalina atât de puternic și noradrenalina, hormon de stres, încât îți vine să fugi sau să lovești. Asta dă senzația. Păi și cu ce să înlocuim atunci cafeaua? Păi cu ceaiul negru? Păi nu e aceeași mâncare de pește, nu sunt rude. Deci nici ceaiul negru nu e bun? Cafeaua, ceaiul negru... Păi și ce mai facem atunci? Bem sucuri dimineața, o portocală, ceva sănătos. Asta nu sunt să... Observați că s-a făcut regulă, adică nici nu poți gândi, dar e toxică. E o substanță... Și încă ceva, o ceșcuță de cafea, ca să iasă total din organism, trebuie 3 săptămâni. Pentru că 6 ore înjumătățește. 12 ore o face o pătrime. Și acum se vede ceva formidabil. Cafeaua la om adult, 3-6 ore se înjumătăcește. La copil, între 90 până la 104 ore trebuiește ca să se îmbunătățească. Și atunci, e normal ca o femeie gravidă să bea cafea când ea înjumătățește cafeița din sânge în 6 ore și copilul în 104 ore? Și dacă bea două sticle, două cescuțe, copilul n-a terminat-o nici pe prima și dai și pe a treia. S-a dovedit că cafeaua crește avorturile spontane. S-a dovedit că cafeaua dă malformații congenitale, pentru că adenina seamănă cu cofeina. Aici lucrurile sunt foarte grave și... Păi da, ca spune să și dumneavoastră până da. La urmă, în momentul în care cineva de la Harvard spune că, domnule, e bună cafeaua, tu nu știi ce să mai crezi, nu știi pe care să ceva. Mai crezi. Păi dacă eu zic, uite, am vorbit cu dânsul, care e cineva în țara asta, și dânsul a spus că se beau 7 cești de cafea, eu ce să zic dacă am auzit că e dânsul? Și auziți puțin ce recomandă frumoși ăștia. Ascultați puțin aici. Pentru a beneficia de efectele pozitive ale cafei, este indicat să consumăm între 3 și 4 cești pe zi. Bun, acum problema este că și apa cu care facem această cafea, puțin aș vrea, mai avem un minut, aș vrea să vorbim și despre această apă. Studiu. Și acum, în acest studiu, riscul de a muri, indiferent de cauză, scade cu 17%. Și în apă ce găsim? Chiar cei, cei care consumă 7 cești pe zi sunt sănătoși. Ce minciuni. Deci care e scopul acestui studiu? Care? Beți cafea, oameni buni, indiferent ce se întâmplă. Și recomandă la femei gravide cafea. Universitatea de stat din New York a dat publicității recent un studiu făcut pe apa îmbuteliată în sticle din plastic. Uh-huh. Au fost analizate 259 de sticle, da, de ape îmbuteliate în sticle de plastic, cumpărate din 9 țări și, atenție, doar în 17 sticle din lotul analizat nu s-au descoperit microparticule de plastic. E, iată, trageți dumneavoastră concluziile. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, domnilor. Punem punct aici discuției noastre. Ne revedem la 13 știri cu Monica Mocan.